centru funcțional, deci școli și primărie, și da. Cu diferența de 1312 metri cubi, în scopul încălzirii locuinței populațiilor. Și aici este trecută... În urma discuției ce am avut-o cu domnul inginer de la Ocolul Silvic, cu urmă cu o jumătate de oră, acum e și domnul Mitic aici, poate să vă explice și dânsul, respectiva cantitate de 1300 de metri cubi înspre populație cu vânzare directă poate fi suplimentată din căzături, din uscături, din ce apare pe parcursul anului. Discuția ce am avut-o cu dânsul e clară. Noi dacă vrem acum să suplimentăm cantitatea de lemn pentru vânzare directă, o să ni se taie din anul viitor. Și atunci nu o să mai avem anul viitor 1300, că suplimentăm anul ăsta cu 2-300 de metri cubi, și atunci anul viitor o să fie mai puțin. Am dreptate, domnul Mitică. Deci aici e posibilitatea după amenajament, avem 15.000 de metri steaje să suplimentează. Eu întrebarea că am putut și de afară de primar. Și-o zis că nu, sunteți în temă și puteți să-mi spuneți. Deci ca să facem noi 1300 de 12 metri cub pentru populație, vă dați seama cât le dăm? Jumătate de metru cub la o persoană, la o casă? Per beneficiar, bine ați spus, per casă, per beneficiar, credeți per persoană. Că e... Per casă! Da. Deci am spus pe locuință, că noi zicem că aprobăm pentru încălzirea locuinței. Păi obligația noastră e să le asigurăm totuși lemne de foc la oamenii ăștia. Anul ăsta e dezastru. Dezastru. Deci cu 1312 metri cubi nu e suficient. Și atunci eu am spus, nu, că v-am întrebat și afară, că... Deci, Silvic nu permite... Păi regimul Silvic ne permite, din 15.000 și așa, la discuție cu cei de la Ocolul Silvic, pentru că totuși ne administrează proprietățile comunei, Mărișelul le administrează, nu? Da, dar ce 1300 de metri cub sunt aici la noi în comună, lemn pentru vânzare directă? Păi nu, dacă nu... Ai am... Și din pădurile de munte... Dar nu știu cine o să facă achiziție de material rășinos pentru lemn de foc. Dar nu ne arată că este rășinos asta. Păi nu, dar ăla de la Suceava e rășinos. Ăla tot e rășinos de acolo. Acolo da. Dar dacă este cazul, suplimentăm și de acolo. Supun să suportă costurile de transport, de rampă, o să se ajungă din rampă. Nu mai rășinos este la Suceava? Da, doamna Ionela, da. Vă dați seama că interesul nostru este să asigurăm lemnul de foc pentru populație. Deci nu l-asigurăm. E mai principal și mai prioritar pentru noi. Este o problemă, dacă tot este partidă în comuna Mărișelul. Da. Opriți, dragii mei, în Sărata, nu știu unde. Că în Sărata se vinde cu siguranță o să oprim împreună transportul de lemn în alte comune. Comunale. Sunt păduri care... A cetățenilor. Pădurile composesorate, pădurile private, eu dacă am composesorat 3 hectare, le vând unde vreau. Da, vă mai zic încă ceva. Cădem de comun acord cu proprietarii de păduri. Da. Cu proprietarii. Da. Nu. Și cădem cumva. Să nu mai dea lemn în altă parte. Da, mă, să aibă unde să-l vând aici. Dar tot lumea să... Ce povesti? Sunt de acord cu noastră, nicio problemă. Deci trebuie să facem o înțelegere cu proprietarii de păduri, cu cei care sunt orașe de composesorate. Sau cu președinții de composesorat și ajungem la un numitor comun. Cei 200 de metri cub îs suficienți pentru școli și primării? Nu. Nu. Vreau să spun doamna Ionela, care vorbesc ce spunești. Deci am avut o partidă în Jeica, să zicem acum anul trecut și acum 2 ani. Sigur, jeicanii, neavând nevoie de lemnele respective, sunt câțiva, să știe, Adi și câțiva din Mărișelul și din Domnești care transportă lemnele. Și lemnele duceau... Asta s-o ocupă, aia e un serviciu pentru ei. Lemnele duceau până în Sărata, deci era acolo în ce unde era nevoie. Da, pentru că e 5 milioane să vindeam și 5 milioane. Nu, din pădurile comunale. Dar jeicanii nu au avut nevoie de lemnele. Aștraifă o... Pădurarul i-a tăiat avizul și el probabil vine până în Domnești, până în Mărișelul, până în Bârla sau până în... El i-a dus un țica mai bine. Până în Vișoara. Unde îi puteți valorifica mai bine. Da. Deci situații de astea sunt. Și atunci probabil că s-ar putea aduce... Am zis, am consultat în Ocolul Silvic Valea și am spus așa. Să nu se mai dea partidă fără înștiințarea consilierilor și a oamenilor.
Deci, în momentul... Înființare nominală. În momentul în care... Aprobare nominală a fiecare partid. În momentul în care ne vine partida, anunțăm localnicii, anunțăm prin consilier, prin, știu, centrele de lapte, prin doctorul veterinar, prin ce putem, prin pădurari. Deci am discutat problema asta. Da. Deci, spune, ce? Deci asta e din cantitatea aceea de... Deci din 13.492 sunt pentru agenții economici. Sunt agenții economici, da. Din pădurile de la munte. Și și de aici, care e din principal, uitați să scrie principal. Măricelul Bene, ce înseamnă aia? Sunt pădurile de aici, din raza noastră și din toate. Raza județului Bistrița Năsău. Și restul Suceava din raza... Alea pot fi de foc sau sunt tot rășinoase? Nu, aici sunt și steja. Sunt și steja? Sunt foioase, doamne, vă prostesc. Nu, dar domnul Buta au spus. Păi atunci hai să mai completăm de aici, Horică, de la Mărișelu, de la aia ta, mai punem. Deci nu cota la... pentru agenții economici, iertați-mă că intervin. Dar așa, deci, ce lemnul, cine stabilește lemnul gros de stejar? Cât ia agenții economici și cât e la vânzare directe? Cine? Nu, noi ar trebui să stabilim. Amenajamentul Silvi. Deci aici e cota. Conform amenajamentului Silvi, 15.000 de metri cubi. Avem dreptul de exploatare pe a... Știți-mi măsură, domnul Buta, din aia 15.000 care s-a... 13.000 de fapt. Da, 15.000 de fapt. Și atunci, noastră, spune să mai diminuăm cota la agenții economice din Mărișelul 1 și Mărișelul 3, da? Exact. Da. Și să mărim... Dar știți cum e aici, deci aici vor fi pădurile și pe Budan. O să putem aduce lemne aici, dar la un preț... Domnul Buta, stabilim de comun acord. Vedeți după iese apă de aici, da? Să-l ia cu 4 și cu 5 milioane omul... Domnul Buta, dumneavoastră stabiliți APD oricum în conformitate cu legea. Mai vă găsiți oameni pentru exploatare, cum ați zis, încă 500 de lei. Știți cum e noi aici? Noi aici aprobăm cota. Exact. Din ăsta noi vedem câte lucruri. Asta trebuie stabilit acum, că după aceea... Atunci stabilim cu primarul, stabilim cu dumneavoastră, cei de la Ocolul Silvic, că ar trebui modificat și... ce este acolo, oamenii ăia în Consiliul de Administrație? Sunt cei vechi. Dacă tot ai venit nou, schimbă-ți oamenii în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic. Nu? Păi, dar? Să alegi cam anumită perioadă. Deci cum expiră mandatul la Consiliul? Păi acum noi am scos afară pe cum îi spune, Consiliul Local, pe baza unei cerere, a fost dat afară din Asociația de Dezvoltare și nu știu ce. Păi nu-i bătut în cuie ăla. Sau ăia. Asta ce se fac? Să schimbă oamenii în Ocolul Silvic, Valea și Eurii? Nu în Ocolul Silvic, deci tu ai reprezentanți. Reprezentanți din Maria Lisele cu un ocol. Da. Am înțeles, da. Păi mi se pare normal. A fost vechiul primar, nu știu cine sunt, dar eu habar n-am cine. Nu primarul, că sunt oameni. Sunt oameni din comună. Da, sunt oameni și ar trebui discutat cu ei. Cine? Șeful de ocol, e un jurist care a fost, e o contabilă de la Tiaca, una de la Lechința și Crăciun Dumitru din Sâncioara. Cu care am discutat? La Lupavel, ficiorul Lupavel. Mitică la mâinii. Eu zic să lăsăm pe bandul ăsta. Au mandat, nu știu ce.